Gala fotbalului românesc, eveniment ce a avut loc vineri 4 decembrie, a dus clubului Astra și giurgiuvenilor mândria de a avea jucătorul anului 2015, titlul conferit mijlocașului Constantin Budescu. Astra a mai avut un jucător pe podium, pe brazilianul William de Amorim, desemnat cel mai bun jucător străin din Liga 1. Au mai fost premiați cel mai bun atacant Claudiu Cheșeru, cel mai bun mijlocaș Gabriel Torje, cel mai bun fundaș a fost Dragoș Grigore, cel mai bun portar Ciprian Tătărușanu, revelația anului Andrei Ivan, cel mai bun jucător sub 21 de ani a fost desemnat George Pușcaș. Premiul de excelență a fost obținut de Anghel Iordănescu, selecționerul României, iar cea mai bună echipă anului 2015 a fost desemnată echipa națională de mini-fotbal a României.